Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Un Plus pentru Educație. Colegiul tehnic Dorin Pavel din Alba Iulia a găzduit vineri și sâmbătă, mai precis pe 25, respectiv 26 mai, a patra ediție a Festivalului Școlar de Creativitate și Inventică InnovaFest. Am trecut și noi pragul acestui liceu pentru a lua pulsul evenimentului. Vă propun pentru început să o cunoașteți pe doamna profesoară Jeana Popa, cea care a coordonat îndeaproape acest eveniment de anvergură națională. Prima ediție a festivalului InnovaFest s-a desfășurat la București, în al doilea an la Romani, în al treilea an la Buzău, iar anul acesta se desfășoară la Alba Iulia. Festivalul InnovaFest este în special dedicat învățământului tehnic, unde cadre didactice din toate domeniile, electric, mecanic, servicii, astăzi participă cu machete funcționale, cu postere, cu multimedia, cu articole vizând seminarul și workshop-urile care sunt organizate în cadrul acestui festival. Cum se face că acest festival a poposit tocmai în Alba Iulia la acest colegiu? Care au fost aturile, avantajele acestui colegiu? Acest festival anul acesta se desfășoară la Alba Iulia pentru că fac parte din acest grup de parteneri care au inițiat încă de la prima ediție acest festival. Și el s-a desfășurat în fiecare an într-o altă locație, anul acesta la Alba Iulia, pentru că ne-a venit rândul, să zicem așa, să-l desfășurăm noi. Asta este și dorința noastră, ca în fiecare an să se desfășoare în altă parte, pentru a le da posibilitatea tuturor cadrelor didactice din țară să participe cu lucrările științifice care vin în sprijinul învățământului preuniversitar. Câte instituții participă anul acesta, dacă sunt noi veniți sau cum s-a îmbunătățit, să spunem, anul acesta participarea și încadrarea acestor elevi sau a profesorilor? Marcat este faptul că an de an interesul de participare al colegilor profesori din învățământul preuniversitar este tot mai mare. Vin de fiecare dată cu lucrări, chiar dacă au participat cu o altă ediție în urmă, în ediția următoare niciodată nu-și repetă lucrarea. Mă refer la expoziția de machete, de fiecare dată gândesc altceva pentru cealaltă ediție. Concret, cam câte instituții din întreaga țară s-au prezentat astăzi la festival? Sunt prezente în jur de 20 de licee participante în cadrul acestui festival, care sunt și partenerii festivalului InnovaFest. Ne bucurăm de foarte mulți parteneri. Pentru că acest festival de inventică a implicat și contribuția elevilor, vom sta acum de vorbă cu unul dintre elevii care a venit să-și prezinte o lucrare specială, o jucărie, aș numi-o eu. Te-aș ruga să-mi spui pentru început de unde ești și unde studiezi. La Colegiul Tehnic Traian Vuian Oradea și numele meu este Suciu Alexandru Lucian. Spune-te rog frumos, cu ce ai venit astăzi la acest festival? Am venit cu un robot care urmărește un traseu desenat, urmând ca acesta să deseneze un altul. Și un propeller clock, un ceas, care de fapt nu pot să-i zic chiar ceas, are 7 LED-uri, care prin învârtire afișează ora sub formă digitală. Spune-mi, este pentru prima dată când particip la un festival de acest gen? Nu este pentru prima dată. Aproximativ 7 ani de zile de când particip la simpozioane, respectiv concursuri naționale. De unde această pasiune pentru tehnică? A început ca o joacă, dar am vizitat Palatul Copiilor Oradea și a ajuns la parte tehnică. Chiar hobby, vă să-i spun. Te-aș ruga să-mi spui, spre exemplu, care a fost cea mai năstrușnică invenție pe care ai avut-o tu și premii, probabil, obținute în urma participărilor la nenumărate festivaluri? Acum 2 ani, la Iași, locul întâi la simpozion,
Anul trecut la Râmnicu Vâlcea, la fel, locul întâi cu cele două montaje. Lucrez acum la un afișaj numeric cu LED-uri, ceva puțin mai complicat de față de ceea ce se vede. Sper să reușesc. Cu ajutorul școlii sper să mă descurc. Intenționez să ai o carieră în acest domeniu, să-ți aplici din ce în ce mai mult creativitatea? Da, doresc să fac asta pe viitor, cel puțin până la sfârșitul vieții. Stăm acum de vorbă cu alți doi elevi care s-au prezentat la Festivalul de Inventică. Bine v-am găsit în Alba Iulia. Spuneți-mi, vă rog frumos, cum vă numiți și de unde veniți? Bogăcean Emanuel mă numesc și sunt de la grup școlar Electromureș din Târgu Mureș. Mă numesc Voltur Alin, sunt de la grup școlar Electromureș din Târgu Mureș. Suntem elevi în clasa 11-a. Am venit la acest concurs, festival, cu doamna dirigintă, doamna profesoară, inginer Pintea Mihaela. Uite, mulțumesc, nu de foarte departe, dar cu multe intenții bune. Spuneți-mi, vă rog frumos, văd că aveți aici un obiect foarte mare, care probabil va fi pus și în funcțiune. Spuneți-mi, cine v-a ajutat în tot ceea ce faceți acum și în cât timp ați dat gata toată jucăria asta? Jucăria asta, cum îi spuneți dumneavoastră, am realizat-o cam în o lună de lucru. Este o mașină de gravat scris, găurit și frezat. Cine ne-a ajutat a fost doamna profesor inginer Pintea Mihaela și, după cum putem vedea, am realizat pe acea pleacă de acolo mai multe frezări, să zic așa. Când v-ați dat seama că sunteți atrași de tot ceea ce înseamnă creativitate în tehnică și cum ați încercat să vă dezvoltați pe parcurs? Eu personal, de când eram mic, eram pasionat de plăcile acelea de televizor sau de calculator, pe care vedeam tot felul de piese colorate. Am fost atras de la început de ele și pe parcurs am încercat să descoper cum funcționează acele componente și ce fac la urma urmei. Este pentru prima dată când participați la un festival de acest gen? Nu este prima dată. Eu am mai avut mai multe concursuri, la fiecare concurs am avut și festival, am avut altă lucrare, ne-am prezentat tot cu altă lucrare. Ați avut premii, ați avut lucrări, să spunem, mult mai impresionante decât acestea? Da, am avut lucrări. Nu aceasta știu, este cea mai impresionată, deoarece este și ultima pe care am făcut-o. Și noi pe parcurs tot evoluăm, tot mai bun. Încercăm să realizăm. Multă baftă în continuare și să sperăm că ea va fi regăsită, să spunem, și pe piața tehnică în domeniu. Mulțumim pentru urările de bine și probabil o să ne dezvoltăm în mult mai mare și o să vindem aceste lucrări. Spune-mi, te rog, ce te-a făcut să vii tocmai din Iași astăzi la Alba Iulia? M-a făcut să vin, în primul rând, curiozitatea și dorința de a vedea ce au făcut și alți elevi. Tu astăzi cu ce te prezinți la InnovaFest? Astăzi mă voi prezenta la InnovaFest cu un sistem de orientare a panourilor fotovoltaice după lumina solară, automată. Se orientează automat pe lumina solară. Te rog frumos, explică-mi și mie cum vine asta și cum te-ai gândit la o astfel de inovație. M-am gândit, deținând panouri fotovoltaice, m-am gândit pentru a le mări randamentul să fac ceva în privința asta. Crezi că este o invenție benefică pentru societate, să spunem? Este mult spus invenție, dar este benefică, deoarece cu ajutorul ei chiar se poate mări randamentul panourilor fotovoltaice. Este o pasiune pe care o dezvolți doar la școală sau ai un mic atelier și acasă, să spunem? Am un mic atelier și acasă, dar concretizez și la școală. Spune-te rog frumos cum te numești și, în primul rând, cu cine înveți tu la școală și de la cine ai deprins aceste calități? Mă numesc Crețu Andrei, sunt elev la Liceul Dimitrie Leonida din Iași. Profesorul meu îndrumător este Ilie Cornelia. Este pentru prima dată când particip la un festival de acest gen? Nu este pentru prima dată când particip la un festival de acest gen. Am mai participat la Timișoara, dar în Alba este prima dată. Toată
toată această creativitate și toate invențiile elevilor de astăzi au fost observate și de domnul profesor universitar Vistrian Mătieș de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Bine ați venit în Alba Iulia. Cam ce v-a atras astăzi la tot ceea ce au făcut elevii? Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe toți Alba Iulenii, să spun așa. Întrebarea este foarte potrivită. Ce m-a atras? Dragostea pentru nou, pentru inovare și creativitate, care trebuie susținute nu numai în învățământul tehnic superior sau în învățământul superior, ci în învățământ în general pe toate treptele acestuia. Sunt bucuros că prin activitatea Departamentului de Mecatronică a Universității Tehnice din Cluj-Napoca am reușit să declanșăm și să susținem o mișcare de înnoire în învățământul din România într-un parteneriat care înseamnă participare alături de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul de Mecatronică, a departamentelor de mecatronică din universitățile Brașov, Politehnica București, Craiova, Galați, Iași, Timișoara și, nu în ultimul rând, aș menționa firma Festo, ca reprezentant al mediului industrial. Festo România este reprezentanta firmei cu același nume din Germania, sponsor principal al Olimpiadelor Internaționale de Mecatronică. Spunând că susținem acest efort de promovare a activităților de creație și inovare, o facem nu doar declarativ, ci realmente prin dezvoltarea unei veritabile școli, a Școlii Naționale de Mecatronică. Putem să spunem acest lucru în acest moment, întrucât ca urmare a efortului comun susținut în parteneriatul amintit, mai întâi a fost constituită Platforma Națională de Mecatronică și pe această platformă, începând din 2010, în același parteneriat, dezvoltăm un program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatronice. Este un proiect finanțat din fonduri structurale, proiect POSDRU, așa, la care grupul țintă îl constituie profesorii din învățământul preuniversitar. Participarea colegilor noștri din învățământul preuniversitar la acest program înseamnă sau aduce multe elemente de noutate comparativ cu abordarea tradițională în programele de formare a formatorilor. Este o abordare consacrată. Aceste elemente de noutate se referă odată la deschiderea colaborării universitar-preuniversitar, la crearea facilităților pentru ca profesorii din preuniversitar, colegii noștri, să ajungă să lucreze, să se pregătească pe echipamente de cea mai înaltă tehnicitate. Făcând o evaluare valorică a platformelor mecatronice constituite în universitățile partenere în acest proiect Flexform, am ajuns la o sumă de aproximativ 4 milioane de euro investiție. Mai subliniez că acest antrenament, deschideri privind abordările conceptuale, înseamnă și deschideri în același timp pentru a se realiza o bază materială minimală cu efort investițional minim la nivelul școlilor, efort care poate fi susținut de școală sau chiar de părinți și copiii să realizeze platforme de genul celor care sunt expuse aici sau mai simple, mai complexe, dar să-și valorifice potențialul creator. Presupun că toată această muncă, toate aceste invenții venite din partea profesorilor și a, bineînțeles, a elevilor se vor regăsi într-o carte, într-o revistă. Spuneți-mi dumneavoastră mai mult detalii. Sigur că da, ca finalitate acestui festival am scos un volum
în care sunt cuprinse toate articolele pe secțiuni ale elevilor și profesorilor. Elevii, menționez, participă la acest festival coordonați de profesorii lor. Chiar vreau să-i felicit pe profesorii coordonatori care și-au dat interesul, i-au stimulat pe elevi să participe la acest festival. La toate secțiunile festivalului se regăsesc elevi. Sunt elevi implicați la secțiunea workshop, sunt elevi implicați la secțiunea seminar. La machete funcționale n-am cuvinte, ați văzut despre ce este vorba, ce pot să realizeze elevii noștri din domeniul tehnic. Participăm astăzi la un festival național, tocmai la Alba Iulia. Cum îl priviți și cât de mult este el încurajat atât de minister cât și de Inspectoratul Școlar Județean Alba? În general, Inspectoratul Școlar sprijină orice manifestare de acest gen. Suntem onorați că de data aceasta suntem gazda acestui minunat festival, care exprimă creativitatea copiilor noștri prin lucrările abordate. Ne dăm seama de resursa umană pe care o avem în județ și este foarte important să o și valorizăm. Da, într-adevăr, avem astăzi 20 de centre de învățământ din țară care s-au reunit la Alba Iulia, pe când sperăm să aducem aici un centru real de inventică, implicând atât preuniversitarul cât și universitatea. Sunt convinsă că se vor face eforturi, mai ales la nivelul Inspectoratului Școlar Județean. Avem o colaborare foarte bună cu Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia și cu ajutorul parteneriatului existent, în viitor sperăm să avem o asemenea bucurie de a găzdui un asemenea centru. Ediția de astăzi a emisiunii Un Plus pentru Educație se încheie aici. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare pentru a cunoaște alte instituții de învățământ care își doresc performanțe în domeniul educației. La revedere!